Salutare, fratele, eu sunt Brochis, vă și vine m-am găsit la un episod. Astăzi îl avem de față pe un prieten de-al meu foarte bun, se numește Sebi. O să vă explice legenda lui Tara din Brawl Stars. Da, și hai să începem. Cred că a observat toată lumea că Tara este bandajată, dar oare de ce? După cum se vede în jocul de la Brawl Stars, De Supercell. tot dacă cei de la Supercell nu au transmis asta, se vede că nu au transmis mesajul, n-am putut da ușor seama după cum arată. Se vede că Tara este bandajată având un ochi desenat pe bandaj și un ochi descoperit, de unde rezultă că ea a avut un accident la ochi și de aceea s-a legat pentru a-și acoperi fața. Dar ce este cu cărțile, vă întrebați? Eu cred că acele cărți de magie ea le folosește deoarece accidentul a avut într-un truc de magie eșuat prin care și-a pierdut ochiul. Și de aceea aceasta folosește cărțile de magie pentru a se răzbune și pe cei care i-au făcut asta. Cam aici am terminat, deci îl lăsăm pe Iachim să continue. Da. Cam acesta a fost episodul nostru de azi. Dacă v-a plăcut să dați un like la legenda lui Tara. Da, o să pun un nume. Da. La revedere!